Prea îndrăgiții mei prieteni, entuziasmul nu este iubire. Mulți pierd entuziasmul după ceva luni de consum intens și ulterior apare adevărata realitate a fiecăruia dintre parteneri. Măștile cad, programele cad și ne vedem față în față unul cu celălalt să vedem cine suntem cu adevărat. Ei bine, ca să nu ajungem să ne dăm capul de pereți, aș vrea pentru tine, în cazul în care vrei să faci ceva util, mare și divin cu relația ta, atunci în principal tu ai putea să practici aceste 6 terapii de urgență pe care le fac în acest webinar al modalităților de conviețuire în cuplu. Este bazat din cercetările pe care le-am făcut, din investigațiile pe care le-am luat, de la cum observ, studiez și cercetez oamenii în direcția îmbunătățirii și dezvoltării lor. Acest webinar va ajuta să ne vedem nouă înșine disfuncțiile, limitele, obstacolele și mai întâi să lucrăm cu noi și după aia să dăm vina pe partener. O să aflăm și o să descoperim împreună că iubirea are nevoie de niște atribute comportamentale care prin dorința de a susține relația se pot incorpora în relație. O să descoperim că deficitul unuia dintre ei pe plan comportamental poate ruina echilibru și armonia. O să descoperim de asemenea că graba, că reacția, că impulsul, că instinctul, tot timpul să fiu în grabă de a face, de a răspunde, de a reacționa, nu fac decât să atragă același comportament din partea partenerului și să ajungem să nu ne înțelegem, să nu ne ascultăm, să nu ne conducem împreună către o relație divină. Ei bine, eu cred într-o relație divină și caut să fac tot ce-mi stă în puteri ca să-mi ajut aproapele și pe tine, ca prieten și după aia ca psiholog, să vedem ce putem construi noi. Așa că te aștept în webinar, în linkul de mai jos, să construim dinăuntru nostru spre afară aceste 6 terapii de urgență pentru vindecarea, însănătoșirea, recuperarea și stabilitatea unei relații de cuplu. Te aștept în webinar și să-ți fie de bine!